CSM Constanța a debutat cu dreptul în faza a doua a campionatului, care va decide echipele calificate în play-off. Gladiatorii din Tomis au învins la Constanța la sfârșitul săptămânii trecute pe SCMU Craiova, după o partidă extrem de echilibrată. Acum i-au șansa să mai adune câteva puncte care se apropie de calificare în premieră între cele mai bune echipe ale Ligii Naționale la basket masculin. Joi seară în sala sporturilor Simona Amânar vine FC Argeș Pitești, ultima clasată în top 10. În ciuda acestui aspect, constanțenii tratează cu maximă atenție partida pentru a nu face niciun pas greșit în încercarea lor de a-și îndeplini obiectivul. Am avut un amical cu ei, cred că prin noiembrie, le-am luat un pic pulsul. Sigur că și ei au schimbat doi jucători între timp. Dacă ne uităm în clasament, suntem cam vecini de clasament cu ei, așa că jucând acasă avem mare, mare nevoie de victorie. Sper să ne regrupăm până miercuri și să facem încă un meci bun. Top 10, toate meciurile vor fi pe viață și pe moarte, pentru că toate echipele își doresc să fie în primele 8 și atunci orice meci va fi dificil. Într-adevăr, Argeșu a făcut două schimbări importante în rosterul lor. O să vedem ce surprize le oferim și ei nouă, evident. Sper să facem un meci bun ca astăzi, să avem o atitudine corectă, exact cum am avut și astăzi. Și atunci cred că vom avea un meci bun. Partida care contează pentru etapa cu numărul 20 a campionatului este programată să aibă loc joi seară cu începere de la ora 18. Oficialii constanțeni speră ca sala sporturilor Simona Amânar să fie plină la startul meciului, astfel încât suporterii să fie plusul decisiv în obținerea victoriei.